Salutare, dragi pescari, ne aflăm pe lacul Bozniac, Iezero Zabar. Suntem pe standul numărul 3 și avem parte, din fericire pentru noi, de o vreme excepțională pentru pescuit. Așa că m-am gândit să vă prezint și montura pe care noi o folosim pentru a prinde minunații crapi din acest frumos lac. Vom realiza o montură cu rigidă cu fluorocarbon, da? Firul pe care eu îl folosesc este unul destul de ok pentru gama de preț din care face parte. Este un fir de la Pelzer, da? De 20 de livre, 0,37. Mie îmi place foarte mult și acest fir, de acest fir ne vom folosi astăzi. Da? Vom folosi niște cârlige de la Corda. Sunt niște cârlige speciale pentru fluorocarbon, sunt niște cârlige Chiodi, numărul 4. Sper că se vede destul de bine. Voi folosi și niște stopere, niște opritoare, cu toate că folosim un fir rigid, eu voi pune două bile de 20 pe montură, așa că voi folosi și stopperul. Așa că haideți să ne apucăm de realizarea monturii, să nu mai pierdem timpul. Da, voi începe prin a pune acest opritor pe firul de păr. Da, deci am atașat acest topor, voi face nodul pentru firul de păr. Vom strânge nodul cu acest nod puller. Hop. Ce mai întâmplă? A fost un pic ciupit. În această partidă am folosit aceste boilesuri de la Seize Baits. Sunt niște boilesuri care au cel puțin 50% proteină. Da? Seize Baits Big Mussel. Mulțumim pe această cale băieților de la Seize Baits. Ne-au ajutat foarte mult aceste zile și ne-au ajutat foarte mult să selectăm peștii. După cum vă spuneam mai devreme, două bile de 20. O să-mi iau și un stopper. Montura noastră va avea undeva la 25 de centimetri. Și acum urmează să atașăm și cârligul. După cum vă spuneam, folosesc un cârlig tip Chiodi de la Corda, numărul 4. V-aș sugera ca de fiecare dată când folosiți o montură, când vreți să realizați o montură rigidă cu fluorocarbon, să folosiți acest tip de cârlig. Bineînțeles, Corda nu este singurul producător care realizează tipul acesta de cârlige, însă mie îmi plac foarte mult pentru că sunt foarte, foarte ușoare, foarte ascuțite și mă ajută să nu ratez nici măcar un pește. Da. Acum voi face celebrul nod fără nod.
Începem să matisăm tija călivului. Am lăsat undeva la 2 cm. Ne întoarcem spre exterior, spre interior, prin ochetul căligului. Da. Voi lua nod puller, o să strâng foarte bine acest nod. Și acum o să punem și un anti-tangle pentru a proteja nodul. Este obligatoriu să folosiți acest anti-tangle când realizați montură rigidă, pentru că mai ales și când plantați, pentru că este chiar atât de mare nevoie de el. În schimb, eu folosesc anti-tangle-ul pentru a proteja acest nod de care realizați aici. Da, cam asta este montura noastră. Sper că v-am fost de ajutor.